Bună seara, sunt Narcis Daju și vă invit să rămâneți alături de noi pentru o discuție cu domnul senator Ion Iordache, președintele PNL Gorj. Bine ați venit, domnule senator! Bine v-am găsit, mulțumesc! Bună seara celor care ne urmăresc! Ne revedem după 4 ani. Ultima emisiune făcută împreună e acum 4 ani. Era tot așa pre-campanie electorală și multe promisiuni. Atunci erau cu tot o altă echipă la PNL Gorj, dumneavoastră erați cumva mâna a doua, abia intraseți, cu mulți bani și cu mulți susținători și asta a și contat în rezultatul final. Eu n-a zice așa. De acum 4 ani. Că a contat neapărat banii. A spus trei parlamentari la PNL. Da, am avut un rezultat pe care nu l-a avut în Gorj Partidul Național Liberal și cred că, da, se dat... Și ați intrat mai mult cu sufletul, bani n-a spus. Nu a fost cazul. A continuat mai mult domnul Vâlceanu. Nu, dar nu a fost cazul atunci, pentru că a fost o campanie în care s-a derulat într-un timp foarte scurt, a venit după alegerile locale... Ne-am împărțit, fiecare a avut o zonă și... Erați pe un tren ascendent cu PNL-ul și totul a venit de la sine. Eu trei știu, parlamentari. Da, a fost un rezultat destul de bun al partidului, dar cred că nu asta a însemnat sau nu asta a contat foarte mult. Important ar fi fost să putem să lucrăm împreună și să facem lucruri pentru județ. S-a spart gașca destul de repede. Voiam să pornim din punctul ăsta. Atunci erați mâna a doua în PNL Gorj, după care ați preluat partidul la un moment dat și sunteți acum la un nivel de implicare de 100%. Din punctul meu de vedere, cel mai activ om politic din Gorj. Este greu. Dacă vă pun ăștia în filaj, e greu să țină după dumneavoastră. Că nimeni nu știe dacă dimineața astăzi la Turceni unde veți fi seara sau la mijlocul zilei. Vă vedem pe TikTok, pe Facebook, pe toate rețelele. Cum reușiți treaba asta și cine v-a consiliat în sensul ăsta să dați foc la rețelele sociale? Mereu cu lucruri noi, care sunt, vedem, urmărite de sute de mii de oameni. Este fără precedent în Gorj. Fenomenul Ion Iordache, one man show pe toate rețelele sociale. Mi este extrem de greu să-mi fac un program, pentru că apar în permanență tot felul de situații, oameni cu care vorbesc, mă duc, alerg dintr-o parte în alta și chiar sunt foarte mulți oameni care vor să se întâlnească cu mine și nu pot să stabilesc cu ei o oră într-un anumit loc. Și prefer să vorbesc la telefon, le spun, haide să ne vedem pe cameră, hai să vorbim la telefon, să rezolvăm probleme și așa, că nu sunt chestiuni care țin neapărat de a ne întâlni față în față, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, iar activitatea mea acum așa, în care este totul foarte vizibil, văd că sunt unii oameni care contestă și care zic, domne, dar de ce acum atât de mult? Eu fac asta de ani de zile, dintotdeauna sunt așa, numai că este o perioadă în care trebuie să recunoaștem că este pre-campanie și campanie și este normal să arătăm lucrurile pe care le facem, pentru că adică eu nu promovez chestiuni care nu țin de mine, chestiuni pe care nu le fac eu, arăt ce fac în fiecare zi și arăt ce încurajez și ce îmi doresc să se întâmple în județ și ce cred că putem să facem cu toții. Eu l-aș pune și într-un registru direcției pe care vreau să o dăm în continuare județului și să înțelegem că este un rid pe care trebuie să-l impunem pentru a recupera multe din decalajele în care se află județul nostru. Până la județ, ce urmăriți politic? Unde vreți să duceți PNL-ul pe 9 iunie, seara când se vor număra voturile? Pentru că, repet, nivelul de implicare este maximă și nu e de 2 săptămâni de când suntem în precampanie. Asta vară, de exemplu, ați umblat toată vara cu acea caravană medicală, când alții erau prin vacanțe. Așa cum am
spus din prima zi sau din ziua în care am fost ales președinte al Partidului Național Liberal, filiala Gorj, mi-am propus să câștigăm alegerile și nu pentru a aduce un scor partidului, pentru a aduce o nouă echipă, o nouă viziune și pentru a schimba direcția județului, care cu toții vedem și în studiile și vedem și pe stradă când mergem, că oamenii sunt nemulțumiți de această direcție în care merge astăzi județul și nu numai că ar fi gorjenii mai pretențioși decât alții din alte județe, dar avem și un termen de comparație. Ne uităm în alte județe și vedem că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună, este o anumită dinamică a economiei, a investițiilor, locuri de muncă create, oamenii rămân, copiii rămân în județ și atunci este normal să-și dorească și gorjenii lucrurile acestea. Eu, ca și gorjean și ca om care se simte dator față de județul în care trăiește, normal să-mi doresc și să încerc să ajung și să ducem județul acolo. Cum suntem astăzi față de ce era în urmă cu 4 ani? Fără să luăm în calcul promisiunile de atunci. Cum suntem la CEO, cum suntem la capitolul infrastructură și mediu de afaceri, dacă putem să luăm pe rând. Cum e CEO azi față de acum 4 ani? Din punctul meu de vedere, aș evalua ca o situație aproape la fel ca și atunci. Adică s-au mișcat foarte puțin lucrurile, în sens pozitiv, foarte puțin. Sunt și niște lucruri făcute, nu putem să nu le observăm, dar nu atât cât s-ar fi putut dacă înțelegeau și înțelegeam cu toții că ca să tragem într-o direcție și să avem alt ritm, așa cum vorbeam, altă anvergură și altă determinare și asumare în ce facem. Unde s-a fracturat lupta asta pentru salvarea CEO? De pildă, dumneavoastră, parlamentarii de Gorj, când vă întâlniți cu Rujan la Senat, ce vorbiți cu el? Vă întâlniți cu Vulceanu, vă întâlniți cu Pecingină. Despre ce vorbiți? Deci nu vor să se discute acest subiect. Doar despre ce nu vor să discute sau în nimic general? Despre problemele județului. Nu puteți să... N-ați putut să asumați niciun obiectiv comun în acești 4 ani? Nu. Cât am încercat, am avut N întâlniri, am făcut N propuneri. Deci nu s-a putut, din păcate. Și îmi este greu să și nici n-aș vrea să dau prea mult, să arunc vina în partea cealaltă, pentru că sunt convins că oamenii vor zice, bă, aveți vină cu toții, că e clar că oamenii înjură pe toată lumea și n-aș vrea să caut vinovați acum. Ce este rău și grav pentru noi ca și județ și pentru CEO, că nu s-au mișcat lucrurile, deși am pus de N ori pe masă soluții și le putem vedea că le-am făcut publice de fiecare dată. De la plan prin care să revitalizăm compania pe care l-am pus pe masa ministerului și miniștrii și ministrul dinainte, Virgil Popescu, și l-a asumat, și acest ministru care acum și l-a asumat și nu l-au pus în practică. Adică sunt chestiuni care nu țin doar de mine. Am avut întâlniri cu cei de la PSD și cu președintele de Consiliul Județean, la fel am pus pe masă și nu au vrut să ne asumăm împreună, să ieșim și să ne batem pentru aceste programe, pentru aceste proiecte. Am făcut și la momentul acela au recunoscut și cei de la Consiliul Județean când am făcut acea inițiativă pentru a face compartimente de consultanță pe fonduri europene în fiecare din cele 5 zone cum împărțise în județul atunci, în asociere cu Consiliul Județean, este înființată juridic această entitate și au blocat-o. Pentru că trebuia Consiliul Județean să... Ei erau entitatea care coordona. Deci au blocat-o, este blocat astăzi. Există înființată juridic și n-au vrut să-i dea drum. Deci sunt o grămadă de aspecte. Eu pot dovedi oricând că am făcut în permanență demersuri de la inițiativele legislative pe care de Senat acolo unde eu aveam competență. Le-am trecut unele dintre ele votate de către toată lumea
inclusiv să preia autoritățile publice locale parte din patrimoniu CEO care nu este folosit, să poată să-și aducă investitori și să facă investiții, să facă proiecte cu finanțare europeană. Sunt multe proiecte pe care le-am inițiat și care, din păcate, unele dintre ele s-au mișcat și au mers mai departe, dar altele au rămas blocate. Suntem la un moment de bilanț, urmează noi alegeri și impresia multora, inclusiv a mea, e că nevoile Gorjului să pierd undeva pe drumul spre București și acolo nu mai ajunge aproape nimic. Pentru că nu sunt mulți decidenți care le ia în servietă să meargă cu ele pe masa guvernului. De pildă, legat de CEO, aș rămâne la CEO. Ministrul Energiei Burduja este de la PNL. Ați avut doi membri în directorat, pe Popescu și pe Petru Felea. Și nu s-au întâmplat lucruri bune. În ultimul an, cel puțin. Am avut și ieri niște angajați în greva foamei, un manager Plaveti care vorbește cu subordonații ca un birjar. Astăzi, Daniel Burlan a mai câștigat un proces prin care s-a pronunțat încă o hotărâre judecătorească de anulare a procesului de selecție. Grupurile de gaze, grupurile pe gaze care ar fi trebuit demarate din 2021, sunt la stadiu zero încă și cred că lumea vrea să înțeleagă de ce PNL-ul, având aceste pârghi, ministru, membri în directorat, dumneavoastră senator, Vâlceanu deputat, pe Cingină deputat, n-a reușit să miște lucrurile în direcția bună și ce se poate face de acum încolo? Legat de... Nu știu de unde să luăm, de la... De ministru, de directorat. De la miniștri. Cu miniștrii am comunicat public permanent intențiile pe care le-am avut și acțiunile pe care le-am făcut eu legate de relația complex energetic Oltenia miniștrii. Au fost ambii miniștri nu numai o dată în acest mandat aici și nici nu cred că au fost vreodată de atâtea ori... Burtuși a venit și la grătar de curând, miniștrii... acum 2 săptămâni. Mă rog, nu a avut legătură cu noi. Știu că a fost în județ, dar a fost o chestiune privată a lui, n-a avut legătură cu noi și a fost chestiunea lor. Dar ei au fost aici invitați și au asumat de fiecare dată. Sunt chestiuni care, adică mai mult decât acest lobby, nu este competența și nu am ce să fac, că nu sunt pârghile mele. Responsabilitatea mea conform statutului pe care l-am ca și senator, este acolo la Parlament, ca și președinte de partid, să fac un lobby politic pe lângă membrii partidului. Și l-am făcut, i-am adus, i-am pus în fața faptului împlinit de a-și lua angajamente aici și le-au luat, este de datoria lor să facă și eu am făcut apel și îl fac chiar și alaltă. Eu am vorbit cu oamenii care au fost în grevă și am spus-o destul de răspicat că dacă ministrul Burduja nu înțelege să-i schimbe pe acești oameni care conduc astăzi compania și care au făcut ilegal toată această procedură, le-am făcut scris, nu mi-a răspuns. A trecut termenul de... Trebuia parlamentarilor să răspundă în 15 zile. A trecut mai mult de 30, nu a răspuns până astăzi. Deci, asta e unul. Doi, i-am spus să-și ia acasă. Dacă vrea să țină oameni care vor să-și bată joc de companie și de județul nostru, să-i țină la ei acasă, nu trebuie să-i țină aici. Și aceste demersuri prin care putem să reglăm lucruri și la nivel de companie, nu pot să le facă doar Iordache. Și știm foarte bine că aici trebuie să intervină sindicatele și ar trebui să fie o voce. Consiliul Social, care este condus de către președintele de Consiliul Județean, sindicaliști și toată lumea, care ei trebuie să ia decizii. Presa? Ia și presa. Presa ia atitudine permanent. Legat de
colaborarea cu ceilalți parlamentari, așa cum am spus, și am văzut cu toții cum s-au poziționat. Chiar și atunci eu am fost din primul moment cu oamenii care au fost în piață. În momentul în care a ajuns în Camera Deputaților legea 197, am fost cu liderii de sindicat. La momentul acela era încă Orban, președinte al partidului, și tot partidul, mai puțin Dan Vâlceanu, a votat pentru. Deci degeaba încearcă unii acum să-și asume meritele acelei legi. A fost un front comun pe legea 197. Acum nu putem să nu arătăm și partea bună a lucrurilor din acest mandat, pe care la fel am arătat-o de fiecare dată. În acest mandat este mandatul în care s-au angajat oameni la Complexul Energetic Oltenia. Deci sunt peste 2000 de oameni angajați în acești 4 ani. Dacă dăm înapoi încă 30 de ani, vom vedea că în acești 30 de ani doar pe fiecare an au fost disponibilizați oameni, au plecat. Acum este singura perioadă când s-au angajat oameni. Au fost angajați pe perioadă determinată la momentul acela, dar din nou și-am comunicat atunci, Partidul Național Liberal a fost cei care au luat decizia politică de a susține continuarea contractelor. Și eu astăzi am asigurarea că vor rămâne în continuare oamenii și va veni un moment oportun când vor avea contract pe perioadă nedeterminată. Avem și niște noutăți la CEO totuși. Prima selecție care nu e finalizată cu completarea tuturor posturilor din directorat, deci sunt 5 posturi și s-au identificat doar 3 directori. Da. În condițiile în care știm cu toții, nu trebuie să ne ascundem, până acum se întâlneau șefii de la PSD și de la PNL și își împărțeau locurile. Tu 3 și eu 2. E o premieră. Cum vă explicați treaba asta? Păi în primul rând că eu nu am spus-o de la început, că nu vreau să mă bag în chestiunea asta. Pentru că acolo, chiar dacă au fost niște perioade de tranziție în care provizorate și așa mai departe, aceste mandate trebuie să fie pe 4 ani și este cel mai delicat mandat de la Revoluție până acum, când îl au managerii acestei companii. Și trebuie să fie cu adevărat... Pentru că trebuie să închidă pe o parte și să deschidă pe alta. Trebuie să o revitalizeze. Trebuie, exact. În afară de acel plan de restructurare, noi ne dorim, și cu atât mai mult este în proiectul meu de județ, ca și președinte de Consiliul Județean, să facem un parteneriat în care să dezvoltăm compania. Un parteneriat asumat. Despre ce parteneriat putem să vorbim noi acum, la modul real, când avem acolo un Plaveti care într-un an jumate n-a făcut nicio conferință de presă, care nu e în stare să lege două cuvinte când e întrebat ceva de un ziarist și care nu discută nici măcar cu liderii politici și nu doar cu dumneavoastră. Eu vă spun. Are dialog zero cu comunitatea asta, în care noi avem o singură vacă, ca o familie foarte săracă care trăiește dintr-o vacă pe care o mulge, a venit Plaveti să ducă vaca la păscut și o plimbă prin deșert. Atâta timp cât acest Plaveti este susținut de către Consiliul Județean, este susținut de către tot ce înseamnă PSD, și este Consiliul de Supraveghere, care și Ministrul Energiei. Dar aici se fracturează orice logică. Dar în momentul în care de la nivel județean, prin Consiliul Județean, care conduce Comitetul Economic și Social și are în spate susținerea oamenilor, vei putea lua atitudine că până la urmă este cel care are competență pe dezvoltarea județului, este Consiliul Județean. În momentul acela ai cu adevărat competență și pârghii să poți să iei atitudine. Astăzi, din calitatea pe care o am, eu nu am competență. Și e unul dintre obiectivele dumneavoastră? Este unul din obiectivele pe care le-am. Ocupării funcției de președinte, da, al, da, Consiliului Județean. Deci, acest, din punctul meu de vedere, Complexul Energetic Oltenia, chiar și așa cum este astăzi, reprezintă pentru județul nostru o mare oportunitate de dezvoltare prin patrimoniul pe care îl are și prin resursele pe care le are disponibile astăzi, resursele pe care nu le mai folosește. Discutăm aici de haldele care nu mai sunt folosite, discutăm aici de platforme, discutăm de utilități, discutăm de clădiri
care nu se mai regăsesc într-un alt județ din țară. Atât de multe la un loc și care pot fi puse la dispoziția investitorilor. V-au bătut băieți deștepți din Gorj și de pe lângă Gorj la ușă, cum am văzut în clipul ăla, să vă roage să intermediați capturarea unor cariere care urmează să se închidă și pe care ei vor să le administreze și să vândă cărbune în Serbia, ca privați? Nu cunosc subiectul acesta. Eu știu foarte mulți investitori care vin și vor să vină în Gorj, unul să poată folosi platformele acestea, pentru că se pot conecta la rețelele de energie de mare putere și la mulți le trebuie, pentru că altfel dacă te duci într-o zonă a țării să-ți amplasezi o fabricuță și nu ai acces la aceste rețele importante și trebuie să le aduci de la zeci de kilometri, ar costa doar accesul la aceste rețele mai mult decât investiția în sine. Și atunci avem un potențial prin asta, avem un potențial prin suprafețele de teren pe care le are, avem un potențial de a dezvolta sere dacă am folosit agentul termic de la termocentrale și așa mai departe. E, în momentul de față, ei nu vor să colaboreze pe acest domeniu. Ca să luați PNL Gorj, a trebuit să aveți o relație bună cu Ciucă și Bode. Ați discutat cu Ciucă și cu Bode despre problema plavetii de la CEO? Nu a trebuit să am o relație bună cu dumnealor pentru a prelua partidul, pentru că eu când am venit, deja nu mai eram acolo atunci. Adică am venit din afară. M-au acceptat pentru a fi candidat și au făcut derogare de la statut pentru mine, pentru că în urma unui studiu pe care l-au făcut în județul Gorj, au constatat că persoana cea mai respectată și cea care poate să preia partidul și să-l crească, eram eu. Deci poate mai mult. Ați discutat cu cei doi despre situația din CEO. Da. Și atunci, de ce avem acest blocaj? Un mut în conducerea CEO, care derulează o selecție ilegală și ajunge beneficiar al acelei selecții și avem vreo 3-4 hotărâri judecătorești deja care infirmă acea selecție și confirmă că a fost ilegal. Deci eu spun același lucru. De ce nu se mișcă lucrurile? Eu le spun același lucru și l-am spus și l-am făcut și scris. L-am făcut public dintotdeauna. Sunt singurul dintre politicienii care spune treaba asta și am spus-o în permanență. Le-am transmis și dumnealor. De partea cealaltă, cei care trebuie să confirme, respectiv Consiliul de Supraveghere, spune că nu este adevărat. Sunt aceste hotărâri judecătorești care se vor dovedi și atunci probabil că cine a dezinformat și cine nu spune adevărul și susține pe acești oameni, va plăti. Ca așa e, ca în viață. Cum faceți să aveți o voce mai puternică? Să fiți flancat de niște oameni împreună cu care să mergeți și la Ministerul Energiei, și la premier, și la președintele României și să vă luptați pentru Gorj. Păi, în ce punct sunteți cu acest deziderat? Ca să poți avea o forță politică, trebuie să ai susținerea oamenilor. Iar susținerea oamenilor ai la vot. Tocmai de aceea, acest demers pe care eu astăzi l-am în curs de a candida și de a fi ales în funcția de președinte al Consiliului Județean, îți dă puterea de a face tot. Ești reprezentantul județului. Ești unul dintre cei 7 parlamentari. Aleși pe o listă. Având în vedere persoanele care au ocupat în ultimii 10 ani, să spunem, această funcție de președinte la Consiliul Județean, Ion Călinoiu și Cosmin Popescu. Cu ei în gând, ce imagine și-au format gorjenii despre această funcție? Cam cu ce se ocupă președintele Consiliului Județean? Ce poate să facă? Păi vă spun și de la întâlnirile pe care le am cu oamenii. În comune, pe unde merg și am mers în toate comunele, unde am avut întâlniri în care am atins și acest subiect, exact ce înseamnă Consiliul Județean, majoritatea oamenilor nici nu știau. Cum nu știau ce înseamnă. Este o mare problemă de comunicare
și de la nivel de Consiliul Județean, la fel ca și la nivel de complex energetic și așa mai departe. Inclusiv politica pe care o are Consiliul Județean astăzi. Politica pe care o are astăzi Consiliul Județean pentru județul nostru este să aloce sumele de bani pe care le are către primari, că ei discută de primari, pentru a-și asigura liniștea și pentru a-și asigura încă un mandat. Pentru că în momentul în care au primarii mulțumiți, pe raționamentul pe care s-a mers până acum, înseamnă că ăia rezolvă problema, pentru că ceilalți contracandidații nu au avut o forță de penetrare și de a ajunge la oameni. Tocmai de aceea eu vreau să am un parteneriat, adică cu oamenii. Aduc voturi. Exact. Iar de data aceasta este la Gorj. Dumneavoastră scoate din schemă primarii și ați ajuns la o comunicare directă. Nu că îi scot din schemă, dar eu vreau să fac așa cum ar trebui să facă un candidat și un președinte de Consiliul Județean. Pentru că este o instituție care este separată de ce înseamnă comunitate locală. Trebuie să aibă grija generală a județului și trebuie să facă politica județeană. Fiecare comunitate face politica comunității, iar Consiliul Județean trebuie să facă politica județului. Ca să faci politica județului, trebuie să înțelegi tot ce înseamnă județ și tot ce înseamnă oportunitățile. Ați înțeles, apropo de asta, viziunea lui Cosmin Popescu pe zona Rânca? Nu, eu cred că nu există. Am văzut că l-a luat pe fostul dumneavoastră, colegul la PSD. Pe Leuștean. Jumate din Rânca e neasfaltată, deci fără un coș de gunoi, exact jumate din Rânca de care se ocupă Leuștean. Deci eu am venit. De ce să apreciez un astfel de om și să-l iei la PSD? Pentru că vor să ia primar. L-ați dat degeaba sau ați primit și ceva? Nu se pune problema. Haideți să vă spun care a fost și care este viziunea lor și o înțelegem cu toții. În primul rând au vrut să demonstreze că sau să tragă un semnal de alarmă că pleacă primarii din partidul nostru și așa au făcut peste tot pe unei în țară, au avut președinte de Consiliul Județean. Și s-a întâmplat și invers. Și unei a fost președinte de Consiliul Județean PNL, au luat primarii de la PSD. Deci a fost așa o chestiune de genul ăsta. Pentru că așa s-a făcut și tocmai de aceea oamenii sunt nemulțumiți de politicieni și, în general, politicienii sunt detestați. Pentru că abordează așa. Îi folosesc pe oameni ca și masă de manevră, nu ca și parteneri. Aceea trebuie separate lucrurile și eu cred că odată cu implicarea mea și sunt convins că oamenii vor da și susținerea, se vor schimba lucrurile în județul nostru. Pentru că abordarea mea este să avem o politică pentru oameni exclusiv și cu oamenii. Pentru că nu poți să spui doar generic, fac politică pentru oameni, dacă nu o faci cu ei. Trebuie să o faci cu ei. Oamenii trebuie să participe, iar toate lucrurile pot să funcționeze și poți să faci proiecte și poți să faci o strategie și poți să spui că faci lucruri în județ dacă ești asumat tu, în primul rând. Trebuie să-ți asumi lucruri. Până acum, că mă întrebați cum au abordat ei și care a fost, până acum nu a existat o asumare. O asumare tranșantă asupra unei situații. Adică, domnule, eu îmi asum să dezvolt economic județul. Îmi asum să transform județul în destinație turistică, nu un județ cu obiective turistice doar. Destinație. Destinație înseamnă că oamenii să vină să rămână aici. Weekend, o săptămână, două, Consiliul Județean trebuie să asigure interconectarea acestor obiective între ele, că e de transport, că e digitală, Consiliul Județean trebuie să asigure promovarea, Consiliul Județean trebuie să facă proiectul turistic de județ, care astăzi puțin, nu există. Să rămânem puțin pe zona Rânca. Acolo e un lasă-mă să te las. Da. Niște, așa zis, investitori care n-au abonament la gunoi, care nu își plătesc nici măcar concesiunile pe terenurile primite de la primărie, dar care nici nu cer să funcționeze canalizarea, să fie apă, să nu mai fie câini, să fie condiții pentru turiști. Și s-a ajuns exact la ce spuneați. Într-adevăr, se merge la schi, dar în restul anului trec turiștii spre Transalpina ca trenul prin halta care? Florești. Da? Ăsta este stadiul. Avem iar doi primari care nu vor să stea la masă. Acum sunt de aceeași culoare politică. Da? Turbăceanu și
Leuștea, au fost poate... întotdeauna, nu. Doar că scria în dreptul lor, dar era la fel de roșii. Deci da. Nu aia. Ce mesaj veniți pentru zona Rânca? Ce propuneți? Păi, eu am făcut un proiect pentru un proiect de județ în care propuneam câteva obiective economice, care proiect l-am depus și la partid ca fiind proiectul pentru Gorj pe care și-l asumă partidul. Între aceste obiective, cel mai sau primul loc era Rânca, sau este Rânca. Din punctul meu de vedere, Rânca trebuie abordată unitar și trebuie din nou o asumare și o asumare a Consiliului Județean. Deci Consiliul Județean trebuie să intre acolo. El trebuie să organizeze și să facă strategia de dezvoltare a stațiunii. Nu pot cele două localități să facă așa ceva. În primul rând că nu se înțeleg, în al doilea rând că nu au resurse financiare să poată să facă un proiect așa de mare și în al treilea rând că în momentul în care intri și lași la latitudinea a două interese diferite, comunități diferite și nu... Plus 8 și... Exact, și nu intri în a avea o abordare unitară, se întâmplă ce se întâmplă acolo. Va trebui o strategie de dezvoltare, va trebui un branding de stațiune, va trebui acolo să existe o entitate, cum am spus, Consiliul Județean, care va face proiectul de la A la Z, tot ce înseamnă funcționare, tot ce înseamnă transport, tot ce înseamnă cazare, tot ce înseamnă obiective care pot fi vizitate, tot ce înseamnă aceste unități de cazare și de... Ați văzut inclusiv haosul care s-a creat atunci când vine OPC-ul în control exact în mijlocul sezonului. Eu sunt de acord că ei trebuie... Și până atunci nu fuseseră în control de ani de zile. Adică nu poți să vii să blochezi și Consiliul Județean tace, se face că n-aude, nu au nicio treabă dacă se deschide Transalpina sau nu se deschide, nu au nicio treabă de asumare, ce facem, îi sprijinim pe oamenii aia care sunt acolo. Dom'le, așa cum sunt și au asumat, nu este ușor. Chiar și că nu și-au plătit gunoiul sau... Eu nu cred că asta e problema lor, să nu-și plătească gunoiul. Probabil că și iau motivele lor, zic, băi, da. Eu nu plătesc gunoiul, oricum nu vine să-mi-l ia la timp. Am atras și eu atenția că vara, iulie-august, când toată lumea e plecată la mare, Consiliul Județean face un concert de rock acolo, la care stau câinii alinia și se uită. Cum să faci? Fratele meu, concert de rock chiar la... Noi trebuie să avem... Legat de aceste concerte, trebuie să avem un proiect de județ pe tot ce înseamnă. Moțanca, uraganul și ce s-a mai întâmplat pe aici. Trebuie să avem un proiect cultural în care intrăm în... Adică sunt foarte multe lucruri, iar toate aceste lucruri trebuie, încă o dată, o asumare pe ele. Și o asumare foarte clară. Ce vrem să facem? Bun, să până și închiderea CEO e întârziată cu vreun an de zile, dacă ne uităm acum în planul de restructurare, ar trebui să fie 7.000 de angajați, sunt 9.000, deci 2.000 treia deja dați afară. Sună tragic, dar așa scrie în documentele aprobate. Află niște antreprenori din țară, bă, o să fie disponibilizați în 2 luni, 2.000 la CEO, hai să ne ducem că va fi forță de muncă. Cât durează, domnule senator, din momentul în care un antreprenor cu bani decide să deschidă o afacere la Târgu Jiu sau, să zicem, la Bălești, până când acea investiție se pune pe roată. Și aici corelez și cu faptul că în urmă cu 4 ani PSD-ul a promis parc industrial la Bălești și nu s-a bătut nici primul țăruș. Dumneavoastră, vreți să investiți, să faceți o afacere cu 200 de angajați care pleacă de la CEO. Cât durează până tăiați panglica? Un atelier, oriceva, confecții metalice. Cât durează până găsiți un teren, până trageți utilități că nu sunt, până vă luați aprobări, faceți angajări și dați drumul la treabă, că tot aveți acest slogan, hai la treabă. Cât de greu e să ajungi să faci treabă în județul Gorj? Ca localnic și ca străin de Gorj. Păi în funcție de cine sunt investitorii și ce tip de investiție vor să facă, poate să se întâmple și foarte repede. Deci sunt acum soluții de a construi și de a da drumul la o investiție și în câteva luni.
Și vedem atunci când vin și fac anumite depozite, am văzut marile magazinele, în câteva luni și de drumul. Deci nu asta este problema. Problema este de a crea un climat și de a crea condiții și colaborare cu instituțiile pentru a putea să se întâmple acest lucru. Pentru că, de exemplu, la Târgu Jiu, de câte ori au vrut să vină investitori și am discutat cu câțiva dintre ei, ba că n-am pus, ba că n-am pug, ba că n-am unde să-ți creez, ba că le-au cerut nu știu ce, ălora și-au plecat. Ba că nu sunt dorit. Da, despre asta e vorba. Da? Bun, pentru investitorii mari lucrurile sunt simple, nu trebuie să faci prea multe lucruri tu ca și autoritate, decât să nu îi încurci. Deci e atâta vorba. Dar pe noi ne interesează foarte mult și în proiectul meu este să sprijinim mici întreprinzători, pentru că aceia sunt cei care trebuie să-i ajutăm, cei care vor rămâne aici, cei care vor să trăiască aici, cei care vor să-și țină familia alături de ei și care sunt mulți. Și fiecare mic investitor, mic antreprenor, susține și bugetul, care începe să-și dezvolte, în primul rând își ține familia și atunci consolidăm cu adevărat și satul, rămânem pe loc cel care și comunitățile le dezvoltăm și începem să formăm oameni în anumite meserii care au legătură cu specificul. Noi pe aceea trebuie să-i sprijinim și trebuie să începem prin a îi sprijini pe cei care fac acum lucruri. Da? Și ne uităm la ce avem. Ce avem astăzi? Astăzi fiecare om are în curte legume, fructe și alții și-au făcut mai mult decât atât. Și-au făcut niște solarii, alții și-au făcut și niște sere și vor să vândă, alții ies și le vând. Ce se întâmplă? Ce problemă au acei oameni? Trebuie să mergem de acolo. Păi au problema desfacerii. Și au problema desfacerii de multe ori în orice condiție, adică nu mai contează nici prețul, că nu poți să le vândă deloc. Prind o anumită perioadă din an, când piața este supraaglomerată, te costă mai mult să culegi fructele și legumele și să le transporti decât ai putea să iei pe ele. Despre asta e vorba uneori, sau că nu sunt anumite perioade. Ce trebuie să facă Consiliul Județean? Consiliul Județean trebuie să intervină aici și permite legea să intervină. Nu să dea banii doar ca să-și ține primari. Trebuie să cheltuiască banii aici. Și am făcut o simulare pe bugetul Consiliului Județean, care buget își permite doar într-un an de zile să regleze acest lanț de valorificare, că îl numim un lanț de valorificare. Cum ajungi să faci acest lanț de valorificare? Păi, în primul rând, că îți permite legea să faci asocieri sau să-ți faci tu societăți ale tale sau să faci asocieri publice sau asocieri public-privat și așa mai departe, cu cei care sunt interesați. Și să faci depozite de preluare, inclusiv transportul poți să-l faci de la producător la depozitul tău. Și atunci oamenii, foarte mulți gorjeni, lucrează în agricultură în afara țării. Ei știu foarte bine, au învățat și tehnologia, au învățat și cum se tehnologia avansată și de cultivare și de a face performanță ca și cantități produse, dar și tratamente și așa mai departe. Oamenii deja știu. Ar vrea să vină să lucreze la ei acasă, dar nu știu ce să facă cu marfa. Un om nu poate să asigure acest lanț, pentru că este extrem de complicat. În afară funcționează, pentru că acolo este asigurat. Dar acum trebuie să intervină Consiliul Județean sau primăriile. Poate să facă parteneriat. Dacă parteneriatele pe care le face Consiliul Județean nu sunt doar să repar nu știu ce, să le dai bani pentru nu știu ce, ca să-și mai facă un șant sau ce să facă pe acolo, și bași bani în dezvoltare, în câțiva ani vei avea banii, îți vin de acolo, nu mai trebuie să stai cu mâna întinsă la bugetul de stat sau la bugetul Consiliului Județean. În afară de această soluție pentru bugetele Consiliul Județean și ale primăriilor, este vorba de a-ți aduce oamenii aici și a începe oamenii să înțeleagă și să simtă că aici, la ei acasă, au soluții și au de ce să rămână aici. Pentru că oamenii nu vor neapărat să plece să lucreze în nu știu ce domeniu, în nu știu ce oraș din țară. Nu! Gorjenii și iubesc județul.
Și sunt oameni care sunt legați de județ. În general, suntem unul dintre puținele județe în care oamenii sunt legați de județ, de tradiții, de loc, de istoria județului, de cultură, de personalitățile noastre. Sunt legați. Ce facem noi ca oamenii să se simtă, păi trebuie să le creăm condiții de viață aici, condiții de dezvoltare. Și trebuie să intervină aici cineva. Cine intervine? Autoritățile. Cine sunt autoritățile? Păi primăria, de cele mai multe ori, n-au finanțare, Consiliul Județean poate să facă acest lucru. Și eu acest lucru mi-asum pentru dezvoltarea județului. O asumare legată de dezvoltarea comunităților. Eu nu cred că foarte curând, o familie de români care muncesc de 15 ani în Italia, să zicem, și își au copiii la școală acolo și știu ce înseamnă șanse egale, adică muncești la fel ca un italian, primești salariul la fel, copilul tău învață la fel ca un copil de italian, primește o notă egală, vor veni în țara asta în care vor trebui să plătească angajarea copilului la stat. Așa cum se întâmplă în Gorj și se va mai întâmpla mult timp de acum înainte, pentru că așa sunt setările făcute. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă acționăm în continuare pe acest principiu, înseamnă că închidem orice viitor al acestui județ. Bineînțeles că vom putea da și asta este asumarea mea, pentru că eu mă implic și am intrat în viața politică, iar această asumare pe care o am acum pentru mandatul care urmează este în acest sens, pentru că și eu simt că ca și om care m-am realizat, ca și om care a reușit să găsească soluții la noi în județ, să dau din experiența mea și din energia pe care o am județului meu și cred că sunt unul dintre cei care are soluții pentru județ și care are și anvergura și energia, dar și susținerea oamenilor și încrederea oamenilor pentru a putea face acest lucru. Pentru că trebuie un cumul de mai multe. Trebuie să ai mai multe ca să poți face și să ai și autoritatea. Hai să vă dau un exemplu din viața reală, un exemplu de azi. Un foarte bun prieten, un prieten din copilărie, care e stabilit în București, muncește acolo, are copil mic, nu se poate deplasa instantaneu în Gorj, mă sună de dimineață și îmi spune că tatăl lui e foarte grav bolnav, să-l ajut. Am sunat doi prieteni care conduc două spitale din județul ăsta. Să-i rog frumos să facem cumva să-l interneze pe bătrân. Eu am sunat la ora 12. Amândoi, amici cu mine, mi-au spus așa. Astăzi nu se mai poate. Păi de ce? Păi gastroenterologul de la noi se pregătește să plece acasă și mai are niște externe de făcut. Deci dacă vin acum, n-are timp să-i facă nimic. Două răspunsuri identice, primite de mine azi de la două spitale. Ei au program probabil până la ora 16, ora 1 nu-i prinde prin spitale. Și singura variantă a fost ca bătrânul să se chinuie până mâine dimineață, dacă mai apucă ziua de mâine, va fi investigat mâine dimineață la unul dintre spitale. Am și o influență în județul ăsta, i-am rugat frumos pe amândoi. Vă rog frumos, hai să nu-l lăsăm să se chinuie ca un câine. E un caz absolut real. Nu, domnule, că gastroenterologul se pregătește să plece acasă. Sau la cabinetul privat peste stradă. Cunosc, pentru că și la mine apelează foarte mulți oameni și la fel și eu sunt pus în situația să, de multe ori, pentru că nu poți să, când vezi oamenii disperați și cu tot felul de probleme și pui mâna pe telefon și încerci, mai cunoști pe cineva, de-a lungul timpului m-am mai împrietenit cu câte un medic și așa mai departe, că na, unii dintre ei am fost colegi cândva pe la școli și așa mai departe. Și pune mâna pe telefon și îi rugăm pe oameni. Nu trebuie să întâmple așa. Nu este în regulă așa. Și de ce? Pentru că nu avem curajul asumării. Exact ce am spus, că se întâmplă la CEO. Eu sunt de acord că la un moment dat am numit un manager și că am avut încredere în el. Nu poți să-l ții acolo la nesfârșit dacă constatăm că nu este ce trebuie. De altfel ați și dat mesaje clare că nu vii mai asumați pe Trufelea și pe Popescu.
De luni de zile. Exact. Deci eu nu pot să... Iar pe Trufelea, Popescu și-a făcut treaba. Dar nu are putere, pentru că atâta timp cât... Deci au fost N situații și le știu, când el a fost singurul care a votat altfel. Cei trei au votat într-un fel, iar el altfel. Același lucru este și la spital. Dom'le, nu trebuie să rămânem cu aceiași oameni doar că sunt cei care ne servesc politic pe noi. Pentru că dacă facem lucruri pentru oameni, oamenii ne respectă și ne votează. Dar trebuie să facem lucruri și să ne asumăm și să înțeleagă și ăla, chiar dacă este prietenul nostru, bă, nu ești pentru asta. Adică du-te și lasă-ne. Că nu stricăm un sistem, sistemul de sănătate, pentru că trebuie să rămână un prieten de al cuiva într-o funcție și să nu ți-l asumi niciodată. Deci eu nu aș duce o... neapărat, sau n-aș duce-o în zona de vinovăție a medicilor că lucrurile nu funcționează așa. Cunosc foarte mulți medici și vin și se plâng la mine pentru că nu funcționează sistemul. Și mă văd legat de mâini și de picioare, am vorbit de atâtea ori cu oameni de acolo și toată lumea dă din umeri. De ce se întâmplă așa? Tocmai din lipsa acestei asumări. Și repet, a nu știu câta oară. Dom'le, trebuie să faci un sistem funcțional. Iar acel sistem funcțional trebuie să fie transparent făcut. Eu astăzi, dacă vreau și oricare dintre noi să te duci la unul din spitalele astea, nu știu unde să te duci, de unde să o apuci și te duci la ușă. Sunt oameni care au fost de câteva rânduri. Deci nu, nici nu mai curaj să... Deci este o chestiune care... Cine trebuie să facă? Cine le conduce? Păi le conduce Consiliul Județean, Spitalul Județean. Ce face Consiliul Județean? Ar trebui în momentul ăsta când intri pe telefon și scrii că te doare o măsea să te conducă electronic un soft exact acolo unde trebuie. Și cine este de serviciu la ora asta instant? Ori noi nu avem cardiologi de gardă în ultimul timp. Despre asta e vorba. Adică despre a schimba lucrurile în județul ăsta și despre a pune oameni care știu să facă lucruri, oameni care au făcut în viața lor. Deci nu poți să spui că pui să conducă niște instituții acolo unde chiar sunt probleme, oameni care nu au realizat lucruri în viața lor. A, da, astăzi îl avem pe care îl avem, dar nu înseamnă că trebuie să-l aplaudăm și să-l acoperim și să zicem că e bine. Că nu e bine. Situația din Târgu Jiu, domnule senator. În mandatul dumneavoastră de președinte la PNL Goj ați rămas fără primar. La Târgu Jiu. Nu a rămas fără primar. Noi nu ne-am dorit să avem asemenea candidat. De ce? În primul rând că din punctul meu de vedere, Târgu Jiu este unul dintre orașele încremenite în timp. Este unul dintre orașele care în care administrația nu are respect față de cetățean. În care copiii nu au nicio perspectivă. Nu avem nimic creat. Eu nu cred că mai este la noi în țară un oraș reședință de județ în care în două mandate s-a deschis o fabricuță de caplaje sau ceva de genul și acum au închid. Deci este singurul oraș din țară. Toate se dezvoltă. De ce? Pentru că acest primar nu are nicio legătură cu ce înseamnă administrație, dezvoltare, respect față de oameni, respect față de comunitate. Să ajungi în situația în care să spui că Brâncuș este o povară pentru noi. Și că a lăsat niște bolovan pe aici. Și că deci este... Uite, se zbârlește părul pe mine când trebuie să scot pe gură așa ceva. Deci Târgu Jiu trebuia să trăiască și să dezvolte doar de pe numele Brâncuș. Adică, de pe urma banilor lăsați de turiști. Dar exact. De ce ar veni 5 turiști aici când noi înșine, cei care avem buletinul aici, nu putem să mai trăim în halul ăsta? În toate, în tot ce facem, inclusiv într-o familie, că vrei să-ți dezvolți un business, că vrei să faci ceva într-o instituție, trebuie să ai un plan. Trebuie să ai un proiect care să cuprindă tot ce înseamnă
Planul toate e 10%, etapele, ce parcă nu știți. Toate care etapele pe care trebuie să le parcurgi. Nici n-a existat vreodată un astfel de plan în Târgu Jiu. Care este planul? 10%, așa se numește planul Romanescu. 10% din orice contract. Adică nu poți să te apuci. Eu pot să înțeleg că la început, așa cum suntem noi cei care astăzi propunem oamenilor să ne voteze, nu poți să ai un plan foarte detaliat. Niște direcții poți să le expui, poți să spui niște idei, poți să spui cum vrei. Un plan foarte detaliat îl face o administrație locală. Ei, cei care au fost în funcții, că e la Consiliul Județean sau că e la primărie, și ai un mandat sau ai două și nici după două mandate, când acest plan, ca să-l ai foarte detaliat și făcut de profesioniști, costă bani. Și costă bani mulți. Și trebuie plătit. Ei puteau să-l facă din banii publici. Nu au fost în stare nici măcar acest lucru. Deci, oamenii trebuie să înțeleagă odată că dacă acceptăm să, să fim conduși în continuare de acești oameni care nu știu să facă performanță, care ne-au demonstrat tuturor că nu sunt în stare să facă performanță, atunci nu știu ce să mai zic. Eu vă spun, în afară de faptul că sunt poate subiectiv, că sunt candidat, privez lucrurile și ca și cetățean, ca și tocmai de aceea am intrat în politică, că și eu sunt nemulțumit de ce se întâmplă în administrația din județ, pentru că și eu sunt unul dintre oamenii care a pornit de la zero și am făcut performanță și am întâmpinat și am fost tot timpul mi-a fost influențată activitatea de acest hățiș și de piedicile de la mine din județ. Ce remediu ați pregătit pentru situația asta din Târgu Jiu? Cine e candidatul PNL? Candidatul nostru este Iulian Popescu și probabil că ca și într-o familie, fiecare își laudă copilul ca fiind cel mai așa, poate fi interpretat și ce spun eu acum legat de colegul meu Iulian Popescu, dar vă spun și o spun din convingere, pentru că eu sunt cel care i-a propus lui Iulian să fie candidat, eu sunt cel care a insistat și l-a convins să fie candidat și argumentul pe care îl am adus atunci este următorul. Că dacă el, care este unul dintre oamenii care a avut succes în activitățile pe care le-a desfășurat, eu și alții ca noi nu ne implicăm, atunci vom lăsa în continuare județul nostru să fie condus de către unii care nu au făcut nimic în viața lor, care businessurile lor fie le-au mutat din județ și plătesc taxe și impozite în afara județului, fie le-au falimentat. Familiile lor, majoritatea trăiesc în afara județului și vă spun și trag și mi-am propus să trag un semnal de alarmă de câte ori am ocazia și să îi întreb pe cei care conduc astăzi municipiul Târgu Jiu și județul, îi întreb de fiecare dată unde sunt copiilor. În momentul în care cu toții vedem că ei nu au copii în județ, copiilor nu fac școlile în județ, copiilor nu au servicii în județ, copiilor au ales să-și mute domiciliul din județ. Păi, fraților, asta înseamnă că voi ați eșuat în demersul vostru de a conduce administrații în județul Gorj. În momentul în care ați eșuat, nu puteți să spuneți că voi sunteți cei care aveți soluții pentru județul nostru și pentru municipiul Târgu Jiu. Pentru că nu sunt la voi, e clar. Dacă n-ați fost în stare nici pentru familiile voastre, despre ce vorbim? Sau poate asta vă doriți? Cât de mult depinde victoria dumneavoastră la Consiliul Județean de victoria lui Iulian Popescu la primăria Târgu Jiu? Se poate una fără alta? În primul rând că în demersul pe care îl am eu astăzi nu este vorba neapărat despre victorie sub orice formă. Eu îmi doresc să fac un parteneriat în care să putem face lucruri. Pentru că dacă discutăm doar de victorie, nu despre asta e vorba. Este vorba despre a putea face lucruri și poți să faci lucruri dacă ai și primăria sau ai un partener la primărie, da, un om cu care te compatibilizezi, un om cu care știi că poți să faci performanță. Altfel, va fi destul de complicat. Va fi destul de complicat chiar dacă
vom câștiga doar una dintre ele. Trebuie să fie împreună, pentru că putem și trebuie să facem lucruri. Județul Gorj are Târgu Jiul ca fiind clar inima județului, cea mai importantă localitate și localitatea în care trebuie să aibă ramificațiile către restul județului. Trebuie să facem interconectarea de transport cu tot ce înseamnă transport public județean. Trebuie să facem interconectarea digitală între tot ce înseamnă comunități, administrații locale, dar interconectarea digitală de turistică, pentru a putea face destinație turistică. Totul va trebui să se centreze undeva. Neapărat trebuie să-mi spuneți niște nume de oameni noi pe care îi veți propune pentru Consiliul Județean și Consiliul Local Târgu Jiu. Mai ales că din vechea gardă de la PNL sunt o mulțime de consilieri județeni în funcție care nu prea au treabă nici cu PNL-ul, nici cu județul. Deci aș vrea câteva nume. Eu aș vrea să evit această provocare. De ce? În primul rând, pentru că noi trebuie să statutar să ne validăm această listă și acești oameni în forurile noastre statutare, pe de o parte. Pe de altă parte, vă spun că dacă ar fi posibil, și nu știu dacă e cazul să spun acum, eu... Dacă tot ați început. Dacă tot am început, da. Eu aș reduce foarte mult rolul Consiliului Local și Consiliului Județean și din experiența mea de primar. Pentru că... Oricum sunt zero barat și unul și altul. De multe ori, sau de cele mai multe ori, apare o mare problemă. Aparatul de lucru al primarului, respectiv oamenii care lucrează în primărie sau al președintelui de Consiliul Județean, oamenii care lucrează în Consiliul Județean. Și Consiliul în sine sunt două entități diferite. Consilierii hotărăsc cu privire la ce se întâmplă și cei care, președintele Consiliului sau primarul, pune în execuție. Peste 96% din proiectele, sau chiar mai mult, 98% din proiectele de hotărâre de Consiliu le face primarul sau președintele Consiliului Județean cu aparatul lui. Ei vin cu ele în Consiliul Local și Consiliul Local le aprobă, doar le aprobă. Ei, de regulă, nu au acces la informație și nici pregătire ca să facă o corelare foarte bună între ce înseamnă buget, ce înseamnă oportunitate, ce înseamnă posibilitate de a face aceste proiecte și apare acest conflict în care, dacă nu ai majoritate, te vezi pus în situația... Exact. Și trebuie să faci compromisuri atunci, totul pe o negociere. Te pune în situația următoare, ca tu, ca și primar sau președinte Consiliului Județean, să ai o strategie, așa cum vorbeam aici, pe care ai promis-o și te-au votat oamenii pentru abordarea și pentru ce le propui tu, și când vrei să pui în practică, te trezești că nu poți să pui, și pentru a pune trebuie să faci anumite compromisuri, gen ce spuneam, să faci compromisuri care nu ar fi corect să... tocmai de aceea eu aș reduce la minim acest rol al Consiliului Local, județean, și de aceea nu aș vrea să vorbesc foarte mult despre el, pentru că nu îi văd un rol foarte important și chiar am un proiect de lege, o inițiativă în care vreau să-l reducem la maxim. Colegii mei au zis că nu este momentul să ieșim cu el, pentru că am crea un dezechilibru acum înainte de alegeri, în care vor fi discuții, pentru că sunt, din câte știu eu, în jur de 20.000 de consilieri locali în toată țara, ceva de genul, și nu-i ba mai mult, nu, că sunt în medie 15 ori 3.000, sunt 45.000, cam așa,
45-50 de mii. La fel de bine putem spune, domnule senator, că nu se justifică doi suprefecți la județul Gorj, doi vicepreședinți la Consiliul Județean, doi viceprimari la Târgu Jiu. Cu din punctul secretare, meu de, cu consilier, cu șofer. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie niciunul. Nu ar trebui să fie niciunul. Cel care ține rolul sau locul primarului trebuie să fie administratorul public. Nu este primarul, trebuie să fie administratorul public. El este managerul localității sau al Consiliului Județean. Nu. Câți angajați are acum grupul de firme IDAI, cu aproximație? Nu știu, 5-600, nu știu. 5-600. Când îl conduceați dumneavoastră, că înțeleg că acum îl conduc copiii dumneavoastră, cei doi băieți mai mari. Și mai aveți două fete, să vă trăiască. Mulțumesc. Când conduceați dumneavoastră pe grupul de firme IDAI, cum arăta organigrama? Făcând o paralelă între ce spuneați, că aceste consilii sunt cam inutile. Păi, conducea singur 600 de oameni? Nu conduc singur niciodată, că nu poți să conduci singur, dar vă spun că dacă mă raportez la o societate, gen Complexul Energetic Oltenia, că acolo poți să faci că e tot o societate, da. Oamenii din zona de TESA erau de 10 ori mai puțini decât la TESA raportat la numărul de muncitori. De 10 ori mai mic. Și coordonarea cum se făcea? Câți coordonatori aveați la 600 de oameni? O ședință dimineața cu câți? Păi piramidal. Totul era piramidal. Erau în prima linie 5 oameni, după care mai jos 15. Exact. Dar cei care, nu, dintre cei cu care se stătea la discuție, cei 5, toată lumea pleca la treabă. Deci nimeni nu rămânea pe loc. Singurii care rămân la birouri sunt cei de la contabilitate și aprovizionarea, care sunt câțiva oameni, adică din 600 rămân pe loc în jur de 20 de oameni. PSD-ul a cheltuit probabil cumulat milioane de euro pentru discreditarea dumneavoastră, mai ales la unele televiziuni centrale. Dar, deși au cheltuit atât de mult, n-au reușit până acum să spună că grupul de firme IDAIL, care v-a aparținut, a făcut vreo lucrare proastă. De acord? Surprinzător și pentru mine, pentru că, vă spun, am văzut, adică știu că a fost de curând o emisiune la un post, unul dintre cele mai mari posturi naționale, sau cel mai mare, cele mai mari vizualizări, o emisiune care a durat aproximativ o oră, pe care nu am văzut-o și n-am văzut niciun minut din ea, clar plătită, când spuneau oameni care lucrează acolo și corespondezi de lor și spuneau, domnule, dacă voiai să-ți faci o promovare de asta, probabil că trebuia să vinzi firma ca să te bage pe un post de ăla. Și atâta timp, acolo 30 de secunde costă jumătate de milion. Da. Doar am întrebat pe cei care au văzut-o ce au spus. Și mi-au zis, domnule, că ai făcut, că ai firme, că lucrează peste tot, că... Și nimic de șansă. Au zis ceva în sensul că nu fac treabă, că fac ilegalități, că au încasat bani necuvenit. Nu, n-au zis nimic. Atunci... Tocmai pentru că s-a cheltuit atât de mult cu discreditarea dumneavoastră, dar nu s-au putut lega nici măcar de o lucrare, aș vrea să vă rog, considerând eu că aveți calitatea să faceți comparația asta, să vorbiți un pic despre Edilitara și despre lucrările pe care le face Edilitara. Avem strada Tudor Vladimirescu, buget sute de mii de euro, cheltuiți acolo, prăbușită la câteva zile de la recepție, pe mijloc. Cât de normal e ca Edilitara să aibă monopol în Târgu Jiu? Cât de normal e să nu existe niciunde publicate listele furnizorilor acestei societăți, să știm și noi cu cât fac ei metru de asfalt, cât e grosimea, cât de normal e să aibă 7 membri în Consiliul de Administrație și 5 directori, cât de normal e ca niște băieți care stau toată ziua la tratoria lângă prefectură și se ocupă cu like-uri și cu share-uri să fie angajați acolo. Și pot să dau și nume. Eu ce pot să vă spun este că
la editarea sumele per unitate, per metru pătrat de asfalt sau pe tona de drum sau pe tona de asfalt față de ce fac firmele celelalte, este cu cel puțin 30% mai mare, iar salariile oamenilor sunt invers. La celelalte firme sunt cu cel puțin 30% mai mari. Adică salariații de la edilitara... Pentru că la firme este sau mai puțin. Nu de aia. Pentru că cheltuiesc banii cu materiale scumpe, de fapt așa sifonează banii, prin edilitara, pun tarife foarte mari pentru lucrările pe care le fac, ia din altă parte și materiale și închiriere de utilaje și așa mai departe, la prețuri foarte mari și nu dau tarifele. Aș fi de acord, dom'le, avem tarife mai mari, este societatea noastră, lucrează oameni din oraș, da, dom'le, facem tarife ca să creștem salariile oamenilor, ca să se regăsească în veniturile oamenilor, în prosperitatea oamenilor din oraș. Dar nu se întâmplă asta, pentru că salariile sunt cu 30% mai mici decât la celelalte firme din județ. Atunci este o problemă. Aici este problema, de fapt. Și nu ai cum să faci calitate atâta timp cât nu plătești oamenii bine, cât oamenii nu te respectă și când nu iei materiale de calitate. Pentru că iei la prețuri scumpe și de calitate proastă. Despre asta este vorba acolo. Îi știu pe oameni, oamenii îmi scriu, vorbesc cu foarte mulți oameni de la edilitara. Cu oameni cu care mă cunosc, oameni pe care ne-am cunoscut de-a lungul timpului și îmi povestesc ce se întâmplă acolo. Și de multe ori mă abțin și nu vreau să spun anumite lucruri de acolo pentru că nu vreau să le fac rău oamenilor. Că deocamdată eu vreau să fac o evaluare. Intervenția mea acum în a spune niște lucruri de acolo face rău oamenilor sau nu face rău? Și atunci nu vreau să le fac rău oamenilor. Dar mai este puțin. Mai sunt două luni și se închide și povestea asta cu acel clan care este o acolo. O culmea nesimțirii să-ți ții 7 în Consiliul de Administrație și 5 directori? Deci în Consiliul de Administrație nu ar trebui să fie nimeni, cel puțin remunerat. Niciun. Da. Prevede legea să ai? Ok. Sunt oameni de acolo care lucrează și sunt și în Consiliul de Administrație. Deci la celelalte firme, societăți, nu remunera nimeni. La firmele private. Funcționează tot societate. Nu sunt remunerați. Fără bani. V-a acuzat Romanescu public că i-a cerut edilitară. Sau să schidă edilitară. Eu n-am auzit asta. Stați așa de prost cu lucrările la grupul de firme. Eu nu l-am auzit spunând asta. A spus-o, l-am auzit eu. Că ați avut negocieri și că printre altele a cerut treaba asta. Dacă a spus asta, e nebun. Dacă n-a spus, atunci nu-i mai zic că e nebun, că oricum e. Dar ați mai revii din nebunie? Nu știu. Nu mai aveți lucrări la Idaiel? Ce știți de la copiii dumneavoastră? Să plâng că n-au lucrări? Nu se pune problema. Știți ce? În piața de construcții din România este nevoie de forță de muncă foarte multă și de firme care să lucreze. Deci astăzi în România, în piața de construcții, nu avem suficienți constructori. Deci nu se pune problema. Este clar pentru toată lumea că firmele genul celor care nu vreau să le promovez, firmele celor pe care îi cunosc, apropiaților mei, sunt firme care fac treabă bună. Toată lumea recunoaște. Ei au de lucru și toate firmele care fac treabă bună au de lucru, deci nu se pune problema și au de lucru pe mulți ani de acum încolo deja contracte. Deci nu duce nimeni lipsă de așa ceva. Deci, știți de când? Și eu am mai spus asta. Cred că sunt 10 ani de când nu mai e problema de a avea de lucru firmele care lucrează cu adevărat. Deci nu este o problemă. Eu spuneam cândva că în urmă cu 20 de ani, când eram pe la începuturi, nu credeam că voi prinde vremurile în care beneficiarii să te roage să lucrezi pentru ei. Înainte de a intra eu în politică și când aveam firmele, ajunsesem la nivelul acesta, în care beneficiarii ne rugau să lucrăm cu ei, deci nu trebuia să ne ducem noi. Deci au trecut vremurile acelea. Tocmai de asta, administrații gen Primăria Târgu Jiu a găsit această șmecherie cu o societate care să facă, prin care să treacă
și să își rezolve problemele lor cu banii și cu plata, ce am zis, a presei și așa mai departe, să facă ce fac. Dar, altfel, este nevoie de foarte multe servicii, foarte multe societăți care să funcționeze și să funcționeze pentru administrație, pentru oraș și pentru oameni. Despre asta este vorba. Dacă facem și facem corelare între toate aceste elemente, atunci este bine pentru oraș. Dacă nu, este rău. Ce se întâmplă astăzi? Am văzut că șefii Consiliului Județean se promovează intens făcând foarte multe poze cu utilajele grupului Idail, care lucrează în multe zone din județ. Le luați vreo taxă pentru pozele astea sau... sau altă firmă nu mai e? Nu mai sunt eu acolo, dar au făcut în așa fel încât să nu mai existe alte firme și nu există. Și nu exista nici aceasta, că au încercat și pe aceasta să o arunce Gorjul. În Gorj vin firme din alte județe să lucreze, pentru că pe ai noștri au făcut în așa fel încât să le dea la joale până să dispară, ca să folosesc acest termen. Din păcate. Da, și am văzut și eu că vin și se pozează. Na, le plac probabil. Și le plac și pozele și le plac și lucrările pe care le fac acești oameni. Dan Vâlceanu a fost săptămâna trecută aici și a spus că dacă îi se va cere, va sprijini PNL-ul în campania pentru alegerile locale. De când ați vorbit cu Vâlceanu? Păi am vorbit de curând și cu el și cu Pecingină. Am avut un plen comun, cred că acum 2 săptămâni, Senatul, Camera Deputaților, și nu am o problemă cu ei, că până la urmă, na, sunt... Și au zis că sunt dispuși să se implice și am spus, veniți să vă implicați. Și asta a fost tot? Asta a fost tot. Bineînțeles că nu i-am crezut, na. Păi da. Deci nu e nevoie de ei în schema de nevoie joc. Nevoie este oriunde de cineva care vrea să se implice, dar să se implice, nu doar să vorbească. Ați adus niște oameni vechi în PNL, în postura de candidați pentru niște primărie. Mă refer la Țânțăreni, Stoina și Cărbunești. De ce i-ați ales? Pentru că sunt oameni care... încă mai au de oferit, oameni care își doresc, oameni determinați să facă treaba. Am făcut sondaje și stau foarte bine. Câți în comunitățile din ăștia trei lor. Vor câștiga primărie? Păi, din punctul meu de vedere, pot să câștige toți trei. Și chiar dacă nu, adică am evaluări făcute acum, chiar dacă nu vor câștiga toți trei, care nu va câștiga va fi acolo, la cântar. Deci, toți sunt oameni, dacă îi luăm la rând. Deci la Țânțăreni, credeți-mă, am fost pe stradă, am discutat cu oamenii, am avut întâlniri, văd și reacțiile celor care scriu pe online. Oamenii spun, domne, nu mai, o vom vota din nou pe doamna Vasilescu. Băieții ăștia n-au făcut nimic. Am crezut că dacă dăm încredere lor că sunt mai tineri, vor face, dar nu au făcut nimic. Dacă discutăm la Stoina, este o situație asemănătoare în care sunt proiecte care ei nu au reușit în acest mandat să finalizeze proiectele lor. La Cărbunești, știm cu toții în ce situație este cel mai vizibil. Adică doctorul Târziu, care este candidatul nostru, indiferent cine ce-ar spune, fiecare avem și păcatele noastre, dar omul a făcut performanță acolo. Deci a făcut singurul spital orășenesc care a devenit spital de urgență. Spitalul a fost dus la un anumit nivel. Deci Târgu Cărgunești ajunsese să se identifice cu spitalul. Când vorbești Târgu Cărgunești, vorbești de spitalul din Târgu Cărgunești. E, astăzi, această administrație l-au dus la faliment. Nu mai discutăm de oraș, că nu se vede nimic în oraș. Și e clar că oamenii vor altceva și că este nevoie de un manager acolo. Nu mă pot abține să nu vă spun. Eram în pandemie, mă duceam odată la 10 zile în Carrefour mare, la mall, să fac cumpărături și într-o dimineață l-am văzut pe Târziu în halat de spital și în papuși de spital prin Carrefour. Și am rămas așa un pic, nici acum nu mi-au revenit. Dar mă rog, dacă dumneavoastră spuneți că vă reprezintă, probabil că tinerii
acei tineri foarte mulți pe care i-ați adus în PNL în ultimele luni nu se simt foarte reprezentați. De Vasilescu, uite, de Târziu. Să vă spun, am văzut lideri naționali în mai, și nu vine acum în cap să vă spun în ce țară, care când te uiți la el cu părul ca zici că e scos din mașina de spălat sau acum vâlvoi în toate felurile, cu haine de... nu dai așa, nu are legătură din punctul meu de vedere sau nu cred că ar trebui să influențeze foarte mult activitatea și performanța lui cu felul cum se poartă, cum se îmbracă. Într-adevăr, este de dorit să fie toată lumea... De ce nu face PSD-ul lansarea candidaților la Gorj? Cum a făcut dumneavoastră, cum a făcut Taurul? Păi au făcut până și USR-ul. Au făcut-o și ei, au făcut-o în restaurant, la masă rotundă, cu mâncare în față. Au făcut-o. Păi cum, că și eu eram înfometat, nu m-a chemat nimeni. Păi nu, ei au făcut decât între ei. Dom'le, cu scenă, cu cum se face, cu microfoane, deci cu să zică bună ziua, să-i aplaude lumea. Au făcut cu o săptămână înainte de a face noi, au făcut fel și de parastat ei, sau cum? Exact așa, la masă rotundă, au avut un ăsta cu microfon acolo, au vorbit cei doi președinți și pe urmă am văzut că au făcut un clip cu primarii, cum a zis, suntem echipă, suntem cei mai buni. Au valoare. Avem echipă, avem valoare. Da. Pe Zaharia, Romanescu l-a dat afară de la ereditar, după care l-a pus în fruntea listei de consilier local și Zaharia a acceptat. Nu știu ce să zic, că nu știu ce au făcut ei acolo și care sunt discuțiile lor, că nu, chiar nu știu și nici nu. De ce nu a ajuns Victor Banța prefect de Gorj în locul lui Iulian Popescu? Păi, noi am făcut mai multe propuneri la minister, iar ministerul, și așa se obișnuiește și s-a făcut dintotdeauna, face un punctaj în funcție de situație de și ne-a indicat ca prima variantă să fie Virgil Drăgușin, dar Victor Banța nu ar fi acceptat decât într-o situație în care noi nu aveam o altă soluție, pentru că el este unul dintre cei mai importanți oameni pe care îi avem noi la nivel central. Este secretar general ajung la dezvoltare. Și ați fi pierdut acea poziție. Sigur că da. Este membru în Consiliul de Administrație la CNI. Deci este un om important. Va fi prezent în campanie aici? Victor Banța? Victor Banța cu siguranță va susține candidații noștri. El este funcționar, dar în afara serviciului poate să facă politică ca orice funcționar public. Deci el nu poate fi membru de partid, dar este susținător. Am văzut că este în top 3 liberal terfeliți de site-urile anonime ale lui Romanescu. Cum vă explicați asta? Păi, în primul rând că Victor Banța este omul care a avut curaj și care a spus adevărul legat de administrația din Târgu Jiu și de modul în care a lucrat ministerul cu administrația din Târgu Jiu și că a trebuit de fiecare dată ca documentațiile pe care le-a făcut administrația din Târgu Jiu, condusă de Marcel Romanescu, să fie reparate toate problemele de fiecare dată de la minister și el a trebuit să aibă o preocupare permanentă să regleze pentru că îi pasă de Târgu Jiu, pentru că este de-al nostru de aici și că a vrut dintotdeauna să sprijine Târgu Jiu. Automat, când el a spus lucrurile acestea, știți cum sunt administrația Romanescu, oricine zice ceva împotrivă sau nu e de acord cu ei, e dușmanul lor. N-am mai auzit niciun om politic din Gorj, nici măcar pe dumneavoastră, vorbind despre hidrocentralele abandonate pe Jiu.
Am vorbit în permanență și am făcut mai mult decât că am vorbit. Hidrocentrale de pe Râu Jiu au fost introduse în lista obiectivelor care vor fi finanțate din programul REPowerEU. Este un program european și sunt introduse. Au fost introduse și ca și obiective de siguranță națională. L-am adus și pe ministrul energiei aici și și-a asumat că este un o datoria lui să finalizeze și știu, am fost împreună și la Ministerul Mediului și am discutat despre procedurile de a închide cu avizele și autorizațiile și este în lucru acest demers. Acum nu pot să vă spun că nu este la mine, dar tot ce ține de a atrage atenția, de a îi pune în situația de a-și lua angajamente, de a fi asigurată continuitatea în sensul de a fi găsită soluție de finanțare, dar și de a acorda și de a obține avizele necesare, sunt făcute toate. Virgil Popescu candidează la europarlamentare și e foarte iubit, între ghilimele, în Goci. Da, am văzut și eu, nu am fost întrebat. Nu a fost consultat. Nu a fost consultat, nu s-a... Din câte știu eu, este susținut de filialele PSD. Romanescu spunea astăzi că se așteaptă să vadă prin oraș afișe electorale cu Virgil în mijloc și dumneavoastră și Iulian Popescu în stânga și în dreapta. Să le pună. El, dacă vrea să le vadă, să facă el afișe. Da. Ce să vă spun? Eu nu știu de astfel de afișe și eu nu voi pune astfel de afișe pentru că nu este cazul. Adică eu candidez la Consiliul Județean și atâta timp cât nu am avut niciun fel de discuție pe această temă, nu mi-asum această temă. S-au tras recent la sorți la Tribunalul Goș președinții de circumscripții electorale. Ați văzut lista? Nu. Din punct de vedere legal, se trag la sorți, dar sunt puși cu mâna. Nu am văzut. La Turceni știți cine este? Nu. Chiar nu știți? Nu știu. Înseamnă pe nimeni. Că nu tratați cu seriozitate aceste alegeri. De ce zici? Spune. Nici măcar la Turceni. Cine? Bejinarul Răzvan Dumitru, vă spune ceva? Nu știu cine. Cred că e fratele domnului viceprimar, care a ajuns ceva procuror între timp. Dar eu nu cred că pot să influențeze prea mult și... Au denumărat atâta, nu? Păi da, nu numără ei. Adică se numără în secțiile de votare, unde sunt reprezentanții noștri, nu au ce să... Nu, noi lăsăm gluma la o parte, am primit foarte multe mesaje în aceste zile, care probează că n-a fost nicio tragere la sorți și că primarii și-au adus cam pe cine și-au dorit. Ei sau contracandidații lor. Și aș da și un exemplu, ca să nu rămân așa. La Dragotești, imediat, dacă putem să afișăm, celebru fost judecător Bocșan Dumitru, care a fost un timp și procuror de nea, parcă, care e văzut toată ziua bot în bot cu domnul Romanescu de la ITM, a nimerit așa, la Dragotești, împreună cu doamna avocat Nedu Elena, pentru care are, cum să spun, niște slăbiciuni. A cumpărat și o mașină de curând. Deci e ca și cum ar fi câștigat la lot. Ce să vă zic? La Peștișani s-a tras la sorți un judecător și plecase domn judecător spre Peștișani. L-a sunat cineva din conducerea tribunalului să se întoarcă că nu s-a tras la sorți bine și că trebuie să plece în altă parte. Lucruri ciudate, zic eu. Eu nu cred că își permit să facă. Sunt oameni care au anumite funcții. Au mai făcut care... și pentru Ponta în 2012, când îl bătuse Dan Diaconescu. Eu cred că... Haideți să vă spun cum cred eu că... Și
că se va întâmpla și de aceea nici nu fac griji prea mari. Deci fiecare partid are reprezentantul în secția de votare. Se va încheia procesul verbal pe care îl va semna fiecare reprezentant. Dacă acolo, la nivel de secție de votare, reprezentantul nostru, al PSD, al AUR, al USR și așa mai departe, se vor înțelege ei toți, este singura variantă să se facă ceva. Altfel, nu poți să facă nimic altcineva, pentru că acest proces verbal, instant, va fi pozat de către toți cei din secție și ne va trimite nouă. Noi vom avea o numărătoare paralelă și toate partidele vor avea. Deci ei vor semna cu mâna lor numărul de voturi pe care îl are fiecare partid. E, noi vom avea toate acele poze ale proceselor verbale, nu au ce să le facă. O întrebare personală, dacă mi-e permis pe final de emisiune. Alocați, cred că 90% din timpul dumneavoastră politicii. Da, cum acceptă familia așa ceva? Au acceptat de mult și sunt implicat în activități și în muncesc de când mă știu sau de când mă știu ei pe mine, așa că nu este ceva pentru ei care nu ceva deosebit. Adică asta am făcut dintotdeauna. Și vă spun că au fost lângă mine tot timpul. Când am luat o decizie, am luat-o împreună, chiar dacă la început nu au susținut-o, când am avut argumentele pe care le-am avut eu, au acceptat și după ce am acceptat, ne-am asumat cu toții în cunoștință de cauză și efortul și problemele acestei asumări. Deci nu am o problemă. Cel care înțelege mai greu este fetița cea mică, care are cea mai mare nevoie de dumneavoastră. Care mă sună în fiecare seară, chiar și ea s-a obișnuit și mă întreabă dacă vin acasă. Ca să știe, adică nu mai are nicio problemă prea mare. Din păcate, sunt foarte multe zile când ajung mai târziu decât adorme ea. Vă privați familia nu doar de prezența dumneavoastră. Sunt și foarte multe resurse care le luați din conturile familiei și le duceți în politică. Dar asta se vede. Astăzi ați finalizat încă o casă pentru o familie săracă, iar treaba asta nu o faceți doar în 2024, că e an electoral. Sunt pe contul dumneavoastră astfel de acte de caritate și de acum 3 ani, și de acum 2 ani, și de anul trecut. Aș vrea să urmărim imaginile de azi. Ia uite pe copii aici. Ce faceți? Ce faceți, bă? Este gata casa? Da. Da? Ia, mergem să ne arătați. Da. Hai, hai să mergem. Hai, repede, repede. Hai, hai, hai. Unde sunt camerele? Hai, fiecare în camera lui, ia să vedem. Ia să ne arătăm. Care-i? Asta e a mea aici. A ta? Singur este acolo. Câte ani avem? Ia, hai, vino care este aici. Ia să vedem camera. Aaa, ce frumos. Și gata, de acum încolo veți dormi aici, da? Da. Bravo, mă bucur. Tu, mașinuța ta unde este? Ai primit mașinuța. Deci ai birou pe care îl dorei, da? Ia să vedem. Și la tine, tu ai birou. Și dulacul. Da? Și jucării. Ai și un dulap mic acolo? Da, bravo! Maria, tu ce zici? Cum ți se pare? Hai, gata! Acum mergem la școală, da? Da. Și tu? Gata, calma! Hai, la revedere! Să fiți cu mine, să învățați carte, da? Ți-a plăcut, Maria? Da? Să fiți sănătoși, să aveți grijă de căsuță, da? Da. Întrebarea firească e următoarea. Alocați mult, investiți mult în politică. Ce primiți înapoi, la modul real? Ce ați primit înapoi de când ați preluat PNL Gorj? De când eu am fost în administrație și în politică 2008-2012, când am fost primar la Turceni și știam foarte bine ce înseamnă această implicare, cu atât mai mult acum, și
nu am așteptări și nici nu m-am gândit vreodată că va trebui să primesc ceva material sau nici măcar recunoștință, nu îmi doresc, o fac dintr-o responsabilitate și dintr-o datorie pe care o am și pe care o simt, pentru că am primit atâtea lucruri de la județul meu, de la comunitatea din județul meu, încât simt că este și de datoria mea să întorc. Despre asta este vorba și vă spun că de fiecare dată, de-a lungul vieții, când am făcut astfel de acțiuni, când am riscat pentru un interes general, când m-am expus la diferite situații, am primit. Am primit indirect. Și asta m-a făcut de fiecare dată să nu am o dezamăgire atât de mare când, bineînțeles, că primești și lucruri sau și partea negativă care vine tot de la oameni, tot de la oamenii care au un interes material din politică, pentru că oamenii care nu au un interes material în politică le strică jocurile la cei care au interes material și atunci apare conflictul între că dacă ar avea toți același interes, ar înțelege și ar împărți între ei și atunci lucrurile ar fi bine. E când apar situații de genul acesta, când vine cineva care nu are nevoie să trăiască din politică, care nu are nevoie de salariu din politică, care nu are nevoie de funcții pentru că are lucruri și vrea doar să regleze și să dea o direcție bună comunității și localității, atunci apare și problema. Cum vă explicați fenomenul Rovinari? Ce a reușit Robert Dorin Filip la Rovinari într-un timp atât de scurt, comparativ cu ce se întâmplă la Târgu Jiu? Păi știu foarte bine, pentru că îl cunosc foarte bine pe Robert. Îi cunosc familia, l-am cununat și Robert este unul dintre tinerii din județul nostru care, în primul rând, că eu cred că știu că el a pornit dintr-o datorie față sau din respect față de tatălui care a fost primar și a vrut să continue ce a făcut tatălui acolo. Și l-a și depășit. Și clar l-a depășit. Dar îi place să facă lucruri, este un om asumat și așa cum vorbeam cu el și în această perioadă, are și el copii mici, vrea să lase un nume respecta copiilor, vrea să se simtă bine acolo la el acasă. Ai casa lui, ai familia lui și el a crescut în orașul acela de când era taică-său primar, era minor atunci, a crescut, s-a dezvoltat acolo, și-a întemeiat o familie odată cu Rovinariu și a învățat lucruri multe, are anvergură și pricepere. Nu toată lumea este făcută să facă lucruri, nu toată lumea poate. El este unul dintre oamenii care poate, care pot și care a dovedit că poate. Când veți prezenta listele pentru Consiliul Județean și Consiliul Local Târgu Jiu? Păi, cred că săptămâna viitoare vor fi gata cu totul și le vom și depune și probabil că o să facem și un eveniment și vreau să ies în perioada imediat următoare în la discuții și la în prezență publică cu echipa pe domenii, cu oamenii care să vorbească fiecare despre domeniul în care este pregătit și cum vede, care sunt soluțiile echipei noastre pe domeniul pe care le reprezintă. Un liberal din Baia de Fier ne scrie că anul trecut a discutat cu dumneavoastră despre oportunitatea redeschiderii exploatării de grafit de la Baia de Fier și întreabă dacă se poate face ceva concret pe această linie. Da, și dacă vă amintiți de acea discuție. Este unul dintre proiectele prioritare pe care le-am prins și în acel plan în care am zis, v-am spus că este Rânca, este și
exploatația de grafit de la Baia de Fier și uzina mecanică Sadu și grafenul de la... îmi scapă localitatea. Nici eu nu știu, nu sunt specialist în grafen, da. Dar e mai puțin important. Da, și este cuprins în strategia Ministerului Economiei. Am tot discutat pe la minister. Ministrul, bineînțeles, fiind de la PSD, spune, domnule, lasă-ne că știm ce avem de făcut, lasă-ne că discutăm noi, lasă-ne că venim cu o strategie și așa mai departe. Deci este la Ministerul Economiei și am făcut și documente, am prezentat și documentări, am vorbit cu destul de mulți oameni care au lucrat și care știu foarte bine și resursa care este acolo și ce beneficii ar putea aduce. Acum așteptăm să vedem ce ne spune Ministerul Economiei, pentru că ei au comandat, mi-a spus ministrul, că are comandat un studiu și după ce vor avea acel studiu, vor veni cu o propunere pentru acea zonă. O concluzie a emisiunii din seara asta? Concluzia emisiunii? Păi, eu pot să spun că sunt un om asumat, determinat să continui în ritmul în care lucrez astăzi și în care am lucrat în ultima perioadă. Vreau să spun că județul nostru are mare nevoie să schimbăm ritmul, are mare nevoie de asumare, are mare nevoie de soluții și de oameni energici, de oameni care au dovedit că știu și că pot să facă treabă. Echipa mea este hotărâtă să dea tot ce poate și cred că județul nostru merită o șansă. Mulțumesc mult pentru timpul dumneavoastră, sper să ne mai revedem. Și eu vă mulțumesc. Și cu dumneavoastră și cu alți liberali, pentru că sunt unele partide foarte pe val și n-au nevoie să se promoveze, nu au nici curaj să răspundă unei întrebări cu subiect și predicat și invităm și noi oameni asumați, exact așa cum spuneați. La Târgu Jiu TV căutăm și spunem adevărul, pentru că adevărul unește oamenii buni. La revedere! O seară bună!